Montana de către cetățeanul de rând. Orașul nu știu că îmi merg prin micuț și aș vrei ca nu... Nu spune deloc poeziile astea. Da, domn primar. Nu spune. Lumele știi pe de rost? Le știi. Ia-n zi tu una. Nu pot, domn primar. Poate Ignat. Și eu sunt artist. Dacă va trebui, vei fi și artist. Zi una. Dacă ești la primărie, poți trăi doar din furat. Toată lumea știe asta că primarul e un... I-am uitat, domn primar. Ei, am uitat. Mai zi una. Satul duce rău și-i foame. Lumea n-are ce mânca. Când din deal și când din vale, lumea pleacă în Franța. Ei, asta parcă e mai bună. Domn primar, eu știu ce trebuie de făcut. Este unul, Ion, paznic la gară. Așa l-a scrie poezii dimitit el. Eu am auzit cu urechile mele o hăitură compusă de dânsul. Poate să-l rugăm să scrie niște poezii despre matale. Oamenilor învăța și ori cunoaște viața și din alt punct de vedere. Paznic la gară. Ce ziceți? Oprește! Prinde o găscă. Pentru? Prinde și nu întreba. Dar nu o să ies cu probleme. Nu o să ies. Frumoasă-i toamnă în Moldova. Ce-ați spus? Zic, nu o să mergem la Ion cu mâna goală. Nu-i frumos, nu-i omenește. Poate omul are nevoie de inspirație. Toată-i drept. Domn primar! Am prins-o! Domn Ion! Domn Ion! Noi! Hai înăuntru! Aici stai poetul tău? Nu. Aici stai nu Ion. Ion nu stă cu limba afară. Băi, prostule, băi. Aici stai poet, poet. Care Ion? Aici stai Maiakovski, băi.
N-ai auzit de dânsul, numai pe doi ai învățat la școală. Tremur! Domn primar, spate o întrebare. Zi. Ia ca trenurile astea. Merg de la est la vest, de la vest la est, zi și noapte. Și niciunul nu se oprește în sat la noi. De ce? Cum se opresc? Vrei să se ducă toți ai noștri cu el? Cei n-au proștii lor? Toată-i drept. Bă, mie mi-e foame. Hai să mâncăm. Ce să mâncăm? Gâscă. Dar cu omenia cum rămâne lui Ion și-i dăm? Până vine Ion, gâscă-i gata. Cine-ți pricepe la gâscă? Eu știu să o coac, dar mai întâi trebuie opărită, penită, dar asta nu știu cum să faci. Multă minte mai trebuie pentru a opări o găscă. Nu zi, un ceas, două, tot trebuie. Dar eu știu cum să faci. Băieții la armată mi-au spus, trebuie să o curentăm. Cum să o curentăm, bre? Ia că iei două fire și legi unul de o labă și unul de altă labă. Și alte două le bagi în priză, ții 10 secunde, s-ar tăt pe elnit pe dâns. Bravo, băi! La treabă! Aduce cineva cuțetul și ala de pe masă. Și o stei legată? Stei. Unde-s fugă? Poate încercăm să o îmbătăm. Nu mai îmbătăm, acuș. Băgăm firele în priză. O curentăm. M-a dat domn primar, ieși afară că o să-ți facă acuș numai pene. O să le iei picioare, dar mă taiem. E firul și bagă-l în priză și ține 10 secunde. Satul duce greu și-i foame. Lumea n-are ce mânca. Om mai bun în tot raionul, nu găsești cât vei căta. Dar primarul nostru e unul, doar cu dânsul vom vota. Ne-o tras gaz la toți în case, pentru că e deștept și e bun. Ne-o făcut viața frumoasă, ne-o dat apă și săpun. Parcă-i Pavel Stratan. Voi, dușmani ai primăriei, nu vedeți sau sunteți chiori? Ați triumfă! Omenia iese soarele din nori! De la cei cu țința în gură până la ultimul moșneac, știm că viața nu e dură, viața-i miere și chișleac. Voi, dușmani ai primăriei! NATO aflat în Afganistan într-un incident petrecut la sfârșitul săptămânii este prețul libertății.
ministrul de externe canadian, Peter McKay, a declarat că este și în interesul țării sale ca afganii să recapete controlul asupra propriilor țări, pentru că aceasta să nu mai fie niciodată o bază de lansare a atacurilor teroriste. În Ucraina se așteaptă astăzi noi demonstrații și contrademonstrații provocate de o nouă criză politică. Săptămâna aceasta, Curtea Constituțională ar urma să examine